Hei, salut! Hei, salut! Bă, nu-i unul mai fără mici, grătare și iarbă verde. Iarbă verde, aici am balcon. Și-a pus vecinul gazon jos. Mai poți, mai poți? Numai bere, numai carne. Ce zice fica tu, Vlade, ha? Cine l-a întrebat? Hai, puneți pe grătar ce ați adus. Da, îl punem pe Nicu în loc de Selina pe grătar, că... Eu nu mai pun gura pe mâncare, mai ales pe carne, 2 săptămâni. Nu mai vreau să văd carne. Ce? Ce? Tu ai ras sarmalele din frigider înainte să plecăm. Ultimele. Da, ultimele 20 le-au ras. Pe atunci merge o bere rece, a? Du-te, du-te cu berea asta, e moartea pancreasului. Du-te de aici cu berea. Taci, mă, că ai băut 2 beri la benzinărie înainte să ajungem. Dacă era coadă, mami, ce era să fac și eu zi acum? Era coadă. Unde-i Cami? Face salata. Ah. Înăuntru. Sălățică, țică, țică. Ați observat, mă, că și la grătar femeile fac numai lucru ușor, numai treaba ușoară o fac. Da. Hai mă duc și eu să o ajut un pic cu salata. Hai, du-te că eu mai stau să-l convertesc pe Vlad la veganism. Convertește. Auzi, dacă tot face sălățica aia, face și un mușdei lângă ea, dar știi de care? De la trăznie, să-ți iardă pe gât, să-l simți și a doua zi. Hai. Alu, băi, ești nebun? Ce? Stai și-o cum pup? Pe gură. Cami! Zic că nu-ți place un pic de mușdei lângă cărnăria asta, a? Bă. Taci că ea pleacă în schimbul 3. Și eu mă duc la... La... Bă, te felicit. Hai să punem legumele pe grătar. Vlad, mie poți să-mi spui, de ce boală suferi? Bă, nu cred, adică ultima oară când m-am verificat eram chiar ok și cu colesterolul și cu... Păi cum să pui, mă, lângă carne, legume pe grătar? Asta e o blasfemie. Nutriționiștii ziceau că e bine. Nutriționiștii, mă, uită-te acolo, mă, nici nu știu să sfârie legumele alea. Ce-i drău că-s timide. Zici că student e în anul întâi. Nici să se ardă, nu știu. Mă, Vlad, fii serios, ce-i acolo, aprozar, ciuperci, ardei, ce mai urmează? Păi dacă sparanghel nu era? Nu. Că nu mai merg românii în Germania să-l culeagă. Hai, mersi că ați trecut. Mersi, fain, Vlade, mersi frumos. O fost, na, a fost decent, dar mergea mai bine un ceaun. Îți spun sincer că mergea mai bine un ceaun. Ce ceaun, Nicu, că i-a mâncat toți micii, n-a apucat săracul să guste nici măcar unul. Ceaun. Lasă, data viitoare faci un ceaun, Nicu. Atunci să cumperi așa, 2-3 kg de carne de vițel, un ciolan cam așa la un kil, un kil jumate și cârnați, cârnați, musai afumat. Și tu? Și el nu vezi că a venit numai să mănânce. Îi faci. Și eu vin să te învăț să faci ceaunul, bă. Nu să-l prăjești ca pe mici. Hai să mergem că te-ai prăjit tu destul. Mersi mult. Ceau, ceau. Doamne ferește, dau unul mai bun ca tine, n-am găsit. Ieși afară.